Vă mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase de pe sus la adresa Ministerului Agriculturii. După antevorbitorii mei care aproape au epuizat problematica de bază și fundamentală a agriculturii și comercializării produselor obținute prin agricultura ecologică, mie nu mai îmi rămâne decât să vă transmit mesajul Ministerului Agriculturii, care, prin mine, încearcă să-și ceară scuze că nu a putut să participe la un nivel mai înalt, însă ne aflăm într-un proces de reevaluare, dacă vreți, politică și în condițiile astea foarte multă lume este foarte ocupată. Vă prezint scuzele doamnei director general de Atomir, care în drum spre forum a fost rechemată la minister și m-a mandatat pe mine să vă transmit mesajul ministerului. În primul rând vreau să adresez un călduros salut tuturor participanților. Cred că ordinea firească este să adresez o mulțumire celor care au venit din străinătate și pe urma aceleași mulțumiri celor din țară, pentru că, într-adevăr, așa cum a spus un antevorbitor, este impresionant să vezi că oamenii s-au lăsat alte treburi ca să participe la acest prim forum de agricultură ecologică. Și, de asemenea, să transmit felicitări și mulțumiri tuturor celor care au depus eforturi pentru a organiza această. Principalul obiectiv al politicii agricole comunitare, după cum bine știți, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, o constituie promovarea unei economii rurale viabile și sustenabile. Nu e noutate pentru dumneavoastră. De asemenea, cred că nu e o noutate, ba mai mult chiar e un act de curaj din partea dumneavoastră, că v-ați asumat faptul că agricultura ecologică contribuie la realizarea acestor obiectivi, sigur că, dar prin creșterea activității economice, prin valoarea adăugată, însă, în același timp, creează locuri de muncă și o creștere a intensității populației din mediul rural și, de asemenea, de nenegrijat, o sporire a interesului mediului urban destul de arid în ultima vreme față de spațiul rural pe care mai devreme sau mai târziu în timp la părere. Seminarul de astăzi, organizat în colaborare cu organizațiile de prestigiu amintite de către antevorbitorii mei și cu experiență mai ales în acest moment, își propune să aducă în fața dumneavoastră idei noi, informații noi, metode de a dezvolta o afacere în sistemul de agricultură ecologică și să ofere soluții pentru dezvoltarea pieței produselor ecologice în România, amintită de antevorbitorii mei, ca mai modestă, având în vedere și conexându-se la evoluția acestui sector la nivel european și mondial. Considerăm necesară intensificarea eforturilor noastre comune, dumneavoastră pe de-o parte și noi administrație pe de cealaltă parte, în vederea promovării practicilor agriculturii ecologice, a pregătirii tinerilor și a noilor generații și mai ales informarea tuturor agricultorilor convențional, dacă vreți să-i venim așa, privind importanța și rolul tehnologiilor de cultură ecologice pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și sustenabilă a agriculturii și, dacă vreți, dezvoltarea următoarelor câteva decenii la nivel european în ceea ce privește mediul rural și tehnologiile de exploatare. Așa cum s-a amintit, sunt și cred că tehnologiile agriculturii practicate în agricultura ecologică devin din ce în ce mai mult
tehnologiile viitorului, sigur că da, cu toate rafinamentele pe care câștigul cercetărilor științifice a nivelului tehnologic actual le-a adus. Credem că, în egală măsură și cu aceeași intensitate, va trebui să ne preocupăm de promovarea produselor ecologice, astfel ca pe piața națională, astfel ca într-un orizont de așteptare rezonabil, acestea să fie înscrise în obișnuința unui consum cotidian. Altfel spus, să facă parte din ceea ce ne omoară economia, din coșul zilnic a consumatorului mediu. Deliberat am ales această sintagmă, el fapt, produsele ecologice fac parte din coșul zilnic. Dar dacă vreți, a unui consumator puțin tăr mai redus și puțin tăr mai capabil de a plăti eforturile pentru produsurile ecologice. Credem că o anume deschidere și transferare de informație către masa de consumatori va împinge această masă de consumatori în alegerea produselor ecologice pentru hrana de fiecare zi. Pentru realizarea acestor deziderate, apreciem că trebuie asociate eforturile tuturor participanților, actorilor implicați, și anume autorități centrale și locale, și mă bucur că am văzut în contextul seminar, în contextul forumului, un expozeul viitor al unui primar, grupuri de producători, organisme de control, procesatori, comercianți, asociații profesionale, structuri ale societății civile și, nu în ultimul rând, asociațiilor de consumatori, astfel ca cea mai semnificativă metodă a agriculturii de tip durabil să devină o stare de fapt și nu o excepție cum pare din anumite unghiuri de vedere. Ne exprimăm speranța că tendința ascendentă pe care a înregistrat-o în ultimii ani agricultura ecologică, pe toate palierele ei în România, respectiv conversia suprafețelui, așteptărului, a producției, diversificarea, dar și procesarea, va avea impact și asupra consumului intern de produse oferite în acest segment, sector de piață. Sperăm că și în acest sector de piață vor apare forme și structuri asociative ale operatorilor care să devină alături de noi cogestionari ai filierei agriculturii ecologice, atât în elaborarea, cât și în aplicarea politicilor comunitare și naționale specifice domeniului. Ne bucurăm să vă avem ca invitați la această manifestare, în special participanților de experiență în domeniul agriculturii ecologice, dar în egală măsură ne bucurăm și pentru agricultorii și operatorii din filiera română. Și vă dorim în continuare colaboratori și parteneri în viitor. Doresc din toată inima să urez succes forumului de agricultură ecologică România 2009 și să vă asigur de sprijinul constant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru dezvoltarea acestui sector, astfel încât împreună să găsim un model eficient pentru dezvoltarea agriculturii ecologice. Vă mulțumesc și ce ascunde dacă m-am plăcut.